te așteaptă București. Urmăriți și cercetați până în stare de libertate. Viața vă este ostilă în județul Prahova. Sunteți mutat acasă pentru că sunteți director și nu știu mai ce. Bărbat și înțelege că oamenii care fac altor oameni ce anume cazieri și condamnări și toate cele se cheamă părât și urmărit penal.